narrativ într-un tipar și încercăm să impunem o narațiune asupra tuturor convertirilor, da? Și ne uităm la principiile găsite în pasajele didactice, da? Și din principiile acelea înțelegem cum trebuie să interpretăm convertirea. Apoi, aș sublinia al doilea principiu, că în acest pasaj, ca și în multe alte pasaje, avem prezentat o perspectivă umană, da? Sau o perspectivă a opticii omului asupra convertirii. Și lucrul acesta este deosebit de important. Mulți oameni când privesc la anumite pasaje în care ni se lasă senzația că oamenii aceia s-au întors la Dumnezeu și vedem că ei mai târziu s-au apostat. De exemplu, zic, vezi, ăștia s-au întors la Dumnezeu, au fost mântuiți și și-au pierdut mântuirea. Însă sunt două perspective prezente în Sfânta Scriptură în mai multe pasaje. Același autor la un moment dat ne prezintă o perspectivă umană a opticii omului asupra evenimentului și spune, oamenii aceia au crezut și s-au botezat. Și imediat după aceea, același autor ne-l prezintă pe Petru sau pe alt apostol că îl îndeamnă pe ăla să se pocăiască. Pentru că a avut o falsă convertire. Da? De aceea spun că trebuie să facem diferența între perspectiva, când ne este prezentată în Biblie o perspectivă umană, da? Asupra unui eveniment și o perspectivă divină. Dacă cineva să, în seara aceasta s-a ridicat, vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Noi explicăm ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu, convertirea și așa mai departe și după o perioadă de timp vedem că El se lasă de pocăință și niciodată nu se mai întoarce la Dumnezeu. Noi spunem, Domnule s-a apostat. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, lucrurile însă nu stau la fel. Dumnezeu a știut de la bun început dacă convertirea lui a fost sau nu a fost autentică. Pentru noi lucrurile nu sunt la fel pentru că nu avem optica lui Dumnezeu. Nu avem noi un fir din asta neîntrerupt cu Duhul Sfânt în care primim tot felul de revelații și de înștiințări în care știm 100% sigur care s-a întors adevărat la Dumnezeu, care nu s-a întors adevărat la Dumnezeu. De aceea pasaje narrative trebuie privite cu anumită precauție pentru că ne prezintă o perspectivă umană. Da? Cum a observat omul evenimentul respectiv? Într-adevăr, acolo unde avem prezentată optica lui Dumnezeu de autorul uman, o optică inspirată, infailibilă, trebuie să o luăm ca atare. Și apoi mai vreau să subliniez un principiu. Fiecare pasaj trebuie interpretat în funcție de scopul lui. De scopul lui. Faptul că un pasaj ca acesta, de exemplu, nu ne prezintă lacrimile pocăințelor, nu ne prezintă mărturisirea păcatelor lor, nu ne prezintă anumite elemente pe care noi le considerăm obligatorii într-o convertire autentică. Asta nu înseamnă că a fost că n-a fost convertirea autentică. Faptul că nu ne sunt prezentate toate elementele. Asta nu înseamnă nici că a fost o convertire autentică. Ce vreau să spun este că trebuie să înțelegem care a fost scopul autorului. Scopul autorului a fost să ne disece și să ne învețe care sunt toate elementele convertirii? Sau scopul autorului a fost pur și simplu să ne prezinte ce s-a întâmplat cu oamenii aceia după ce l-au întâlnit pe Iona și au auzit lucrurile respective de la Iona și așa mai departe. Și eu spun că asta a fost scopul autorului. Scopul autorului n-a fost să ne lase o doctrină precisă, detaliată, exhaustivă, nuanțată a convertirii. Ne prezintă o convertire, dar nu a fost scopul ca să ne lase o doctrină, da? O doctrină a convertirii, da? Sunt, așadar, în pasajul acesta avem niște principii generale, un fel de prezentare a convertirii redusă la esență. Un fel de prezentare a convertirii redusă la esență. Așa că vom începe să privim la acest eveniment al convertirii lor, observând câteva elemente fundamentale. Dacă elementele astea nu sunt prezente, nu există convertire adevărată. Și vedem că această întoarcere la Dumnezeu, această convertire este întâlnită atât în pasajele Vechiului Testament cât și în pasajele Noului Testament. În primul rând, primul element prezentat în locul acesta este o capitulare. Versetul 13 și versetul 14 prezintă această trecere a acestor oameni de la sforțările lor, încercările lor de a scăpa cumva de varianta pe care le-a dat-o Iona, adică aceea de a l-arunca pe Iona în mare. Așa se rezolvă problema, da? Așa e oprită mânia lui Dumnezeu. Dacă e îndepărtat păcătosul de acolo, din sforțarea lor de a scăpa de soluția lui Dumnezeu, transmisă prin Iona, da? Vedem o trecere la această capitulare. Da? Oamenii aceștia au avut la epuizare. Dom'le, nu avem nicio șansă. Și punctul acesta este fundamental. Că ne dăm seama sau că nu ne dăm seama, oamenii poate inconștient, în subconștient, încearcă să se agațe de tot felul de metode, de tot felul de soluții, de tot felul de lucruri și să-și îmbuneze viața și să-L îmbuneze pe Dumnezeu.
Și nu ajung mulți dintre ei la punctul în care se capituleze și să accepte soluția revelată de Dumnezeu. Nu ceea ce cred eu că l-ar liniști pe Dumnezeu. Nu ceea ce cred eu că l-ar împăca pe Dumnezeu. Nu ceea ce cred eu că ar fi o ispășire înaintea lui Dumnezeu. Da? Fapte bune, anumite penitențe și așa mai departe. Oamenii încearcă foarte multe lucruri. Și uitați trecerea ce frumos îi e portretizată. Îi zice, oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Când vâsleau ei? După ce Iona le-a spus să-l arunce în mare. După aceea zice, măi, e prea de tot treaba asta. Dacă ei, ăsta e cine spune el că e în relație cu Dumnezeu, e prea periculos ce ne spune el să facem. Dacă cumva îl strânim mai tare pe Dumnezeu, că în rugăciunea lor se vede frica aceea de a-i face ceva lui Iona. Dacă îl strânim mai tare pe Dumnezeu, ne nenorocim cu totul, adică ne pecetluim soarta. Nu, hai să încercăm varianta asta la altă. Și versetul 14 spune, atunci, adică după ce au văzut că Dumnezeu nu încuvința absolut deloc, ci dezaproba încercarea lor de a scăpa, prin faptul că marea se întărâta, atunci, după ce au văzut că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor, atunci au strigat către Domnul. Acesta este punctul. Punctul capitulării. Punctul în care un om își dă seama că cu cât încearcă soluțiile lui, ideile lui, sau soluții luate din tradițiile și datele omenești, omul își dă seama că lucrurile se agravează. Lucrurile se agravează. De aceea spun că oamenii care încurajează oamenii și împing oamenii spre soluții nebiblice de împăcare cu Dumnezeu, sunt oamenii care își blesteamă audiența, își blesteamă oamenii care sunt în fața lor. Sunt oameni care pur și simplu le blesteamă soarta acelor oameni. Îi împing spre iad. Îi împing spre iad. Chiar dacă soluțiile acelea pe termen scurs ar putea să dea anumite rezultate. Și yoga dă rezultate. Și budismul dă rezultate. Și ateismul în unele filozofii sau unele doctrine pe care le învață ei dau rezultate. Toate filozofiile din lumea asta, până la un moment dat, dau rezultate. La un moment dat s-ar putea să-l facă pe om să se simtă mai bine. Să fie împăcat cu sine însuși. L-ar putea să se facă să se simtă împăcat cu ceilalți. L-ar putea face să nu se mai certe cu alții. Zice, domnule, faptul cu ăsta nu e greșit. Hai să lăsăm lucrurile așa, mergem înainte. Lucrurile acestea se întâmplă și în adunări. Când oamenii renunță la principii, când oamenii înțeleg pacea și unitatea în mod fals, renunță la anumite, domnule, vezi că acum merge treaba bine. De când am adoptat metodele astea, întrebarea este în ultima instanță dacă e metoda lui Dumnezeu. Da? Nu dacă sunt rezultate pe termen scurt, ci dacă sunt rezultate definite de Dumnezeu. Adică cum definește Dumnezeu un rezultat? Oamenii aceștia capitulează în punctul în care își dau seama, în punctul în care își dau seama că tot ce fac ei nu rezolvă în niciun fel problema. Da? Capitulează. Asta e primul element fundamental. Capitularea asta implică două aspecte pe care le-am observat în locul acesta. Unu, renunțarea la toate sforțările care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Orice n-are nimic de a face cu Dumnezeu, care nu-i revelat de Dumnezeu. Și doi, adoptarea metodei lui Dumnezeu. Deci renunț la sforțările mele și adopt metoda lui Dumnezeu. De ce sunt importante astea două? Pentru că poate v-am mai povestit odată o întâmplare din viața mea, dar lucrul acesta îl vedem la oameni în general. Oamenii nu resping pe Domnul Iisus. Asta e problema oamenilor. Mulți resping. Dar în țara la noi, mulți oameni nu resping pe Domnul Iisus. Ei cred că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. Dar și eu trebuie să. Avem noi vorbile noastre în țara la noi. Dumnezeu îți dă. Dar nu-ți bagă în traiesă, nu? Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traiesă. Dom'le, Dumnezeu îți dă, dar și tu, mă, trebuie să arăți și tu puțin așa, măcar o inclinație a voinței tale, măcar așa o predispoziție spre lucrurile spirituale, măcar așa din când în când să faci ceva față de Dumnezeu. Astăzi am făcut un time-lapse în timp ce așteptam mâncarea la o biserică de aici din oraș. Cum ieșeau oameni la biserică. După ce au plecat toți de acolo, la un moment dat am văzut că a venit o mașină, a parcat repede acolo, au coborât 5 oameni din mașină, au intrat repede în biserică, probabil și-au făcut ritualul rapid în biserică, au ieșit, s-au suit în mașină și au plecat acasă. Mulți oameni așa înțeleg relația cu Dumnezeu. Deci noi adoptăm ce spune Dumnezeu, dar mai facem și treburile noastre. Și lucrul acesta nu e cum trebuie. Trebuie lămurit foarte clar aspectul ăsta. Adoptăm metoda lui Dumnezeu și cum spunea fratele Mihai la un moment dat, când spunem prin credință, ne referim doar prin credință. Când spunem Hristos, prin Hristos. Tu crezi în Hristos? Da, ei cred în Hristos, îi treabă pe stradă. Da, credeți în Hristos? Da, credem. Nu, credem doar în Hristos. Îl luăm doar pe Hristos. Doar prin har. Doar prin credință. Asta înseamnă sola. Doar. Și doar ăsta deranjează. Când spui doar, aici se face toată diferența.
Deci eu nu doar renunț la sforțările mele de a rezolva cumva problemele din viața mea, ci adopt metoda lui Dumnezeu. Și un lucru foarte important. Adopt metoda lui Dumnezeu revelată de Dumnezeu. Că ei poate, fiecare spune, dar asta e metoda lui Dumnezeu. Dar unde e revelată metoda lui Dumnezeu? Aici este problema noastră veșnică cu ortodoxia și catolicismul. Ei nu spun că metodele pe care ei le aplică nu sunt de la Dumnezeu. Ei spun că sunt revelate de Dumnezeu. Unde sunt revelate de Dumnezeu? Prin cine sunt revelate de Dumnezeu? Sunt revelate de Dumnezeu prin cei care au scris tradiția bisericii, prin părinții apostolici, părinții post-apostolici, prin sfinții părinții bisericii. În locul acesta, oamenii aceștia nu zic ei, domnule, noi credem că metoda lui Dumnezeu asta este. Chiar astăzi discutam, dacă vă uitați, mulți oameni sunt preocupați de soarta creștinismului. Foarte bine și foarte frumos. Mulți oameni au intenții bune cu privire la adunările care merg în jos, din punct de vedere spiritual. Foarte bine. Mulți oameni observă regresul spiritual. Foarte bine. Problema este când ajungem la soluții. De unde ne extragem soluțiile? Și oamenii aceștia capitulează și adoptă metoda lui Dumnezeu revelată prin singurul om al lui Dumnezeu de acolo. Care era? Iona. Iona era singurul care a adus revelația lui Dumnezeu. Ca să rezolvați problema asta, trebuie să mă aruncați mari. Era foarte radicală metoda. Noi chiar am fost învățați în facultate că într-o biserică nu funcționează lucrurile radicale. Dacă vrei să întorci vaporul deodată, îl rupi în două. Nu funcționează lucrurile radicale. Așa cu ei, așa. Nu? Șurel, așa. Și la un moment dat oamenii își dau seama că s-o trezi pe calea bună. M-am tot gândit, dacă cum era spurcatul ăla în Corint care trăia cu nevasta lui Taixu și Pavel a spus, bă, îți place de ea, da. Ți greu să te lași de ea, da. Bă, fii atent. Au mai răruț. Răruț așa, câte o zi, o zi da, o zi ba. După aia, două zi ba, una da. După aia, trei zi. Așa, un fel de psihologie. Și încet ai să-ți dai seama că de fapt, sau nu știu, mai uite-te la altă fată care ne-ai căsătoriat, pe asta ți-ai găsit-o și tu. Te uiți la ea, o zi, două, trei și până poate să-ți placă de ea. Și rezolvăm problema, domnule, cu incestul ăsta. Cum era? Nu funcționează lucrurile în felul ăsta. Oamenii aceștia capitulează în momentul când adoptă revelația lui Dumnezeu lăsată în locul acesta prin Iona. Și revelația lui Dumnezeu este lăsată aici. Eu pot să fiu interesat în cel mai sincer mod de sufletul meu, pot să fiu interesat în cel mai sincer mod de sufletul altora, pot să fiu interesant în cel mai sincer mod de adunare, dar când ofer soluții, eu trebuie să ofer soluții. Deci, la un moment dat, într-o întâlnire foarte încinsă, pe anumite probleme în adunare, am zis, fraților, dar asta spune Biblia. O zice, nu discutăm despre Biblie, că e clar că tu știi Biblia mai bine decât noi. Dar nu înțeleg să facem așa. Păi, stai așa, înțelepciunea aia de unde e luată? Deci nu discutăm din Biblie, ci noi facem cum este înțelept. Nu din Biblie, cum este înțelept. În situația asta așa e înțelept. Nu cum spune Biblia. Astea nu sunt metodele lui Dumnezeu. Este fundamentală capitularea după metoda și adoptarea metodei lui Dumnezeu. Știți când se ajunge la capitulare? Observăm în locul acesta când avem o convingere cu privire la noi înșine și o convingere corectă cu privire la Dumnezeu. Atunci se capitulează. Și uitați, oamenii aceștia, în primul rând, înțeleg că sforțările lor nu au niciun succes real sau pe termen lung în relația cu Dumnezeu. Asta înțeleg ei. Oamenii trăiesc în orbirea lor, mulți dintre ei mă gândesc că într-un anume sens îl caută pe Dumnezeu. Nu că îl caută cu adevărat din tot din adinsul pe Dumnezeu, dar într-un anume sens îl caută pe Dumnezeu. Însă minciuna în care ei trăiesc este că felul în care ei îl caută pe Dumnezeu are un anumit succes. Însă adevărul este că pe termen lung, în relația directă cu Dumnezeu, metodele alea nu au succes, da? Omul capitulează când ajunge și află că toate sforțările lui nu au niciun succes în relația cu Dumnezeu. Du-te și spune unui om bisericos că toate pomenile lui, toate rugăciunile lui, tot mersul lui la biserică, toate parastasele, dacă o ținut tradiția, domnule, la perfecțiune, du-te și spune-i că lucrurile acelea în relația cu Dumnezeu nu au absolut niciun fel de valoare. Și să vezi neprihănitul cât de repede se enervează. De ce? Pentru că el s-a agățat de lucrurile alea. Dar fă lucrul acesta cu un evanghelic. Că spune, faptul că ți-ai luat un locul ăla în spate acolo și să vede că e rost de la statul pe el acolo și merge 20-30 de ani, asta nu te mântuie. Tu ce să spune lucrul ăla?
Sau spune că faptul că el a dat și el un demn așa la ora de rugăciune, s-a mai dus la un moment dat la 2-3 ani într-o nu știu ce misiune, a mai contribuit el și cu el ceva la adunare. Mă, lucrurile astea nu te mântuie. Am văzut oameni care urmează o viață întreagă la adunare. A, păi, pentru ce am mai făcut lucrurile alea? Păi tu ar trebui să spui pentru ce ai făcut lucrurile alea. Tu n-ai știut că lucrurile alea nu te mântuie? Că am predicat, că am mers în misiune, că am dat bani, că am construit adunarea, că nu știu ce am mai făcut eu. Dom'le, lucrurile alea nu te mântuie. Trebuie să ajungem la punctul în care să înțelegem că sforțările noastre, pe termen lung, în relația cu Dumnezeu, în ce privește veșnicia noastră, nu ne scapă, nu ne ajută, nu ne mântuie. Nu ne mântuie. Nu ne putem face viața mai bună în sens spiritual, în sens veșnic, în relația cu Dumnezeu, fără Dumnezeu, prin sforțările noastre. Prin sforțările noastre. De fapt, tot ce facem nu e decât o făcătură și la un moment dat suntem și ridicoli. Că încercăm să făurim ceva cu mâinile noastre. Ei au capitulat pentru că au înțeles, văzând că lucrurile se întărâtă, au înțeles că sforțările lor nu au niciun succes. În al doilea rând, au înțeles suveranitatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, au văzut stăpânirea lui Dumnezeu, au văzut felul în care Dumnezeu accentua lucrurile. Marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Dom'le, orice încercăm, afară de ce a spus omul ăsta, merge rău. Orice încercăm. Au înțeles suveranitatea lui Dumnezeu și chiar în rugăciunea lor îi zic că și tu, Doamne, faci ce vrei. Cred că Calvin spunea că la baza credinței sau relației noastre cu Dumnezeu stă o înțelegere și o raportare corectă la suveranitatea lui Dumnezeu. Deci dacă eu n-ajung la un punct în care, aici e problema, dacă eu n-ajung la un punct în care să-mi înțeleg poziția mea în relație cu Creatorul meu, dacă n-ajung la un punct în care să scot din cap ideea că îl pot mitui pe Dumnezeu, că îl pot îmbuna pe Dumnezeu, dacă n-ajung să scap de idioțenile astea care se spun în unele adunări, că noi suntem un fel de prietenii Domnului Iisus Hristos, ne înțelegem așa foarte bine, suntem un fel de colaboratori care lucrăm cot la cot, dacă nu ajungem să scăpăm de ideile astea prostești, și dacă nu ajungem să privim măreția și suveranitatea și puterea lui Dumnezeu și să ne vedem micuți, zero, să ne vedem înaintea lui Dumnezeu, nimeni, nimic înaintea lui Dumnezeu, sub nicio formă nu vom putea capitula înaintea lui. Sub nicio formă noi vom putea pleca în țărână înaintea lui Dumnezeu. Și motivul pentru care, poate unul dintre motivele fundamentale pentru care în adunările evanghelice lipsește reverența, teama, frica de Dumnezeu și lipsesc convertirile adevărate, convertirile adevărate este pentru că nu se înțelege suveranitatea lui Dumnezeu și de la anvoane se predică împotriva suveranității lui Dumnezeu și de la anvoane se predică împotriva stăpânirii lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Unde este aștepți la reverență față de Dumnezeu? Unde este aștepți la oameni care contemplă frumusețea și puterea lui Dumnezeu? Unde este aștepți la oameni care respectă pe Dumnezeu? Cum ne respecti pe un Dumnezeu care se plocunește în fața omului? Când sistematic oamenii sunt înveninați, sunt infectați, sunt infectați împotriva Dumnezeului adevărat, un Dumnezeu suveran și puternic care face ce vrea. Când oamenii sunt infectați zi de zi, duminică de duminică, după 20-30 de ani de îndoctrinare împotriva suveranității lui Dumnezeu, cum să se teamă oamenii de Dumnezeu? Cum să meargă oamenii să trăiască la lucru sau la școală? Sau studenții să trăiască în reverență față de Dumnezeu? Când sunt injectați la învoane. Până omul nu ajunge să vadă stăpânirea, suveranitatea lui Dumnezeu, nu va avea reverență față de Dumnezeu. Sub nicio formă. Sub nicio formă. Aici se află esența fricii de Dumnezeu, temerii de Dumnezeu, credinței adevărate de Dumnezeu. Atunci omul capitulează și se întoarce la Dumnezeu. Zice, auzi din așa, Doamne, Dumnezeu a fost bun față de mine, toate lucrurile merg bine, m-am gândit și eu să mă întorc la Dumnezeu. Este o travestire a convertirii. Îi face un favor, am vrut să fiu recunoscător față de Dumnezeu, este o travestire. O travestire. Orice om care se întoarce adevărat la Dumnezeu are un punct în care cade la pământ în fața lui Dumnezeu. Chiar și fizic. Poate nu-l vede nimeni. Poate se duce acasă undeva și se trântește într-o pivniță să nu-l vadă nimeni că e rușine. Și stă acolo înaintea lui Dumnezeu și se vede nimic înaintea lui Dumnezeu. Este o capitulare definitivă în fața puterii și suveranității lui Dumnezeu. Asta este o convertire adevărată. Când îți înțelegi că sforțările, îți înțelegi insuficiența, îți înțelegi cât de slabe, cât de inutile sunt sforțările tale, 2, când înțelegi suveranitatea lui Dumnezeu, 3, când înțelegi că te afli la mila lui Dumnezeu. Cred că nu există niciun sentiment mai urât în om decât să ajungă la mila cuiva. Nu cred că există un sentiment pe care omul să-l urască mai mult decât să simte că am ajuns la mila cuiva. Și acesta este motivul pentru care mulți oameni nu se întorc la Dumnezeu, poate cei mai mulți.
Pentru că a te întorci la Dumnezeu numai când ai înțeles că ai ajuns la mila lui Dumnezeu. Ascultați cuvintele la oamenii ăștia. Auziți cuvintele la oamenii ăștia. Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat. Căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Am ajuns la mila Ta. Faci ce vrei cu noi. Deci oamenii ăștia nu vin să facă o tranzacție cu Dumnezeu. Ei îl roagă pe Dumnezeu. Ei nu proclamă mântuire prin credință, Domnule. Rapid, imediat, Domnul Iisus a murit pentru noi. Ce atâta tâmbălă, ce plâns, ce pocăință, ce părere de rău. Mântuirea există deja în Domnul Iisus, e câștigată, nu mă accesăm prin credință. Am încheiat tranzacția, am văzut și mâna ta. Stai jos. Nu! Oamenii ăștia apelează la mila lui Dumnezeu, oamenii ăștia își dau seama că depind total de Dumnezeu. Ceea ce n-am văzut de ani de zile și nici nu am auzit și când văd câte un caz din ăsta, mă bucur că Dumnezeu mai face lucrurile astea, sunt oameni care se văd proșternați total înaintea lui Dumnezeu, cerând milă de la Dumnezeu. Nu oameni care iau de-a gata, așa, de-a apucat. Dom'le, mântuirea oricum e realizată în jertfa Domnului Iisus. Care e treaba? Una e să fie mântuirea realizată în jertfa Domnului Iisus și alta e să o fi primit tu. Și este cu totul altceva să o fi primit tu. Vedem la oamenii aceștia că oamenii înțeleg că se află total la mila lui Dumnezeu. Știți care este tragedia? Când cele mai multe evanghelizări se întâmplă exact ce spunea, cred că, și profetul Isaia și Ieremia. Se spune pace, pace, când nu iese nicio pace. Oamenii-s vindecați prea repede. Omul după o leacă de plâns, o leacă de suflat, nasul, gata, domnule, bă, sărmanul de el, mă, hai că sunt orice ăsta la Dumnezeu, lasă-l, băgați-l rapid la registru. Nu asta ne cere Dumnezeu. Să vindeci un suflet care n-a fost destul, nu știu dacă expresia e cea mai bună, n-a fost destul de traumatizat, care n-a trecut printr-o travă al pocăinței, care n-a simțit destul că e la mila lui Dumnezeu, care n-a simțit destul că e nimeni, zero înaintea lui Dumnezeu, ba în plus plin de păcate. Vindecați prea repede. Da, mă, ăsta-i întors sigur la Dumnezeu. Hai repede, la apă cu el. Nu-i bine lucrul acesta. Nu-i... Spuneți-mi dumneavoastră, eu mă uit la păgânii ăștia și mă întreb când am văzut ultima dată oameni convertindu-se în bisericile noastre așa. Mă uit la niște păgâni, oameni care n-aveau revelația Noului Testament și care au avut o raportare la Dumnezeu extraordinară, extraordinară. Oare înțelegem noi care suntem credincioși astăzi că în continuare suntem la mila lui Dumnezeu? Suntem la mila lui Dumnezeu. Am fost mântuiți datorită milei lui Dumnezeu. Datorită milei lui Dumnezeu. Și mila exclude orice merit. Când spui cuvântul milă, orice merit e scos din calcul. Orice. Orice. Ei înțeleg nu doar că se află la mila lui Dumnezeu, ci înțeleg că au o vinovăție supremă, adică o vinovăție pe care nu puteau rezolva în absolut niciun fel. Auziți ce spune aici? Zic așa. Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, da? Adică acelui om. Dar vedeți ce spune? Că Tu, Doamne, faci ce vrei. Vedeți ce spune ei? Ei spun, Doamne, pentru lucrul acesta, pentru faptul că Iona era acolo sau pentru faptul că Iona urma să fie acolo, aruncat în apă și nu era voia lui Dumnezeu, ei înțeleg că meritau să fie omorâți. Da? Zice, Doamne, Tu faci ce vrei. Dacă vrei, ne pierzi. Dar Te rugăm, nu ne pierde din pricina omului acestuia. Noi Te rugăm lucrul acesta, da? Dar ei înțeleg că situația în care se făceau, simplu fapt că erau lângă Iona, îi făcea culpabili înaintea lui Dumnezeu și meritau, pentru simplu fapt acesta că erau asociați acolo cu Iona, meritau tot să moară. Nu vi se pare că Iona că e exagerat? Dumnezeu. Nu vi se pare că e exagerat puțin Dumnezeu? Adică, domnule, noi nu știu că Iona e cu noi aici. Care-i treaba? Cu ce s-o vinovat, nu? Că Iona e aici. Care-i problema? Cu ce suntem noi vinovați? Că Iona s-o zic, ce, noi facem verificare spirituală înainte să luăm pe călători, să ducem cu corabia? De unde să știu eu? De unde să știu eu că e un ticălos aici? Putem să spunem la fel cu Acan. Doamne, de ce să moară alți oameni din popor că Acan e vinovat? De ce suntem noi vinovați? De unde să știm noi că Acan e vinovat? Nu? Dar oamenii aceștia nu fac lucrul acesta cu Dumnezeu. Oamenii aceștia nu se iau de guler cu Dumnezeu. Oamenii aceștia când văd măreția lui Dumnezeu își înțeleg vinovăția, da? E total opus la orice doctrină și filozofie despre stima de sine, despre încrederea în sine, o gândire pozitivă cu privire la tine însuți. Mă amuză foarte mult când găsesc la credincioși. Că îi cunosc sau nu îi cunosc, la credincioși, tot felul de statusuri din astea pe Facebook, crede în visele tale, Dumnezeu crede în tine, poți totul în Hristos, el se referă la niște idioțenii pe care cu greu le poți verbaliza, da? Ești puternic, Dumnezeu îți dă, mergi înainte, ești tare, în parcare, totul e extraordinar.
Total opus la ce vezi că spune Biblia despre noi. Total opus. A, total opus. N-are nicio treabă, n-are nicio treabă. Pentru că oamenii urăsc să ajungă la sentimentul acesta de vinovăție. Oamenii urăsc să ajungă la sentimentul acesta de nimicnicie. Oamenii urăsc să ajungă la sentimentul acesta în care își simt și simt, domnule, sunt nimic. Dacă Dumnezeu m-ar face praf și pulbere, Dumnezeu ar fi drept. Oamenii urăsc sentimentul acesta. Oamenii urăsc lucrul acesta. Și știi ce mă întreb? Când stau, mulți oameni zic, domnule, ce tot atâta faceți tâmbălău cu doctrinile astea Harului, cu tulipul vostru, lăsați-ne în pace cu calvinismul vostru, cu reforma, lăsați-ne, domnule, în pace. Și de ce e important? Stai de vorbă cu oameni și sunt oameni credincioși, botezați, unii dintre ei care slujesc în biserici și oameni care urăsc suveranitatea lui Dumnezeu. Oameni care urăsc mila lui Dumnezeu. Oameni care iubesc doctrinile astea care înalță sinele, care înalță voința umană, care înalță meritele umane, contribuția umană. Și noi discutăm aici despre nașterea din nou și despre convertire și implicit despre veșnicia acestor oameni. De asta este important. Pentru că la mijloc este veșnicia omului, sufletul omului. Când mie un om îmi spune anumite lucruri care arată că el are o aversiune profundă, înrădăcinată în sufletul lui față de suveranitatea lui Dumnezeu, față de stăpânirea, puterea, măreția lui Dumnezeu, față de faptul că toată umanitatea e la mila lui Dumnezeu, e căzută în păcat și condamnată. Când văd că are aversiune față de lucrurile astea, eu îmi pun semne mari de întrebare cu privire la veșnicia acelui om. La starea sufletului acelui om. Nu sunt așa niște lucruri pe care le discutăm când avem ce face. Ne plictisim. Oamenii aceștia capitulează pentru că înțeleg cine e Dumnezeu și înțeleg cine sunt ei în relație cu Dumnezeu. Și apoi ajungem la un alt punct foarte important. Oamenii aceștia intră direct în comuniune cu Dumnezeu. Atunci, primul lucru pe care îl fac, capitulează. Atunci au strigat către Domnul. N-au spus rugăciunea păcătosului. Acum mulți ar zice, bă, dacă spuneau rugăciunea păcătosului, poate aveau o șansă ăștia la mântuire. Știți rugăciunea păcătosului? La noi s-a vehiculat foarte mult niște broșuri, cred că portocalii, la urmă aveai rugăciunea păcătosului. Trebuia, dacă spuneai, dacă ai spus rugăciunea aceasta și ai fost sincer, Domnul Iisus a intrat în inima ta. A scris un articol recent, a spus rugăciunea aceea, de fapt așa am devenit ateu pentru câțiva ani de zile. Atât am spus rugăciunea aceea, am văzut că nu funcționează, bă, ăștia își bagi loc de mine. Deci după atâtea nopți de plâns și striga la Dumnezeu, repeta rugăciunea aceea, o iau rază. Deci ăștia își bagi joc de mine, nu funcționa rugăciunea. Deci la mine nu funcționa rugăciunea, înțelegi? Nu a intrat Domnul Iisus, că, cum să vă zic, ziua mă purta într-un anume fel, era clar pentru toată lumea, și credincioși și necredincioși, că Domnul Iisus nu era nicăieri pe acolo. Nicăieri, nici pe limba mea, nici pe buzele mele, nici în mintea mea, nici în sufletul meu, nicăieri. Dar interesant este că oamenii aceștia intră în comuniune cu Dumnezeu și acesta este un semn foarte important al convertirii. Nu doar capitularea, ci că omul ajunge față în față cu Dumnezeu. De ce e importantă rugăciunea în convertire? Rugăciunea și comuniunea cu Dumnezeu în convertire este importantă pentru că omul, datorită păcatului, are o problemă cu Dumnezeu. El trebuie să ajungă față în față cu Dumnezeu să o rezolve. Da? Dacă eu am o problemă cu Dumnezeu în păcatul meu, nu numai cu alții, în primul rând am o problemă cu Dumnezeu. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, spune David. Eu trebuie să ajung să rezolv problema cu Dumnezeu. Eu trebuie să ajung față în față cu Dumnezeu. Să strig la Dumnezeu. Să cer mila lui Dumnezeu, da? De aceea cred eu că teologia asta a spovedanii ratează tocmai acest lucru. Și împinge pe oameni departe de Dumnezeu. În loc să-i împingă pe oameni față în față cu Dumnezeu, spune-mi, care e problema? Asta ești iertat. S-a rezolvat problema. Eu l-am vindecat pe ăla înainte să ajungă înaintea lui Dumnezeu. El față în față să ajungă cu Dumnezeu. Eu să fiu doar indicator și spun, bă, prieteni, uite ce spune Biblia, tu trebuie să ajungi înaintea lui Dumnezeu. Tu trebuie să rezolvi problema ta cu Dumnezeu, tu înțelegi? Eu nu pot să-ți preiau ție păcatele. Eu nu pot să-ți dau ție scris, gata, ești rezolvat. Eu nu pot să te bag așa sub sutană și să spun ce ai făcut, da, bă, gata, e rezolvat totul. Mergi acasă liniștit. Te împărtășești și toată problema e rezolvată. Problema este că omul n-a ajuns față în față cu Dumnezeu. N-a ajuns față în față cu judecătorul, cu mântuitorul. Asta este problema. În teologia asta a spovedanii și a mărturisirii păcatelor care, din punct de vedere biblic, are o anumită importanță, dar nu în felul acela. Dar nu în felul acesta. Ce vreau să spun? Vreau să spun că la evanghelici s-a inventat lucrurile acestea. Repetarea rugăciunilor, anumite chiar rugăciuni stas care sunt prezentate în anumite cărți, în anumite broșuri, la evanghelizări se promovează lucrul acesta, da? Repetă după mine. Și papagalul repetă. Eu am mers în misiuni în care mergeam, dădeam câini la oamenii ca să le putem da după aia o broșură.
Și dacă unul părea așa mai deschis, îl puteam să punea să repete ca papagalul nu știu ce rugăciune. Bine, la un moment dat te simți și tu penibil, că îi pui pe omul ăla să repete rugăciunea. De ce e greșit? Uitați-vă la păgânii ăștia. Dacă credem cu adevărat, și unul dintre argumentele mele principale împotriva la această practică este următorul. Dacă credem cu adevărat în puterea și prezența Duhului Sfânt și în lucrarea Duhului Sfânt în convertire, o să credem măcar că Duhul Sfânt atâta lucru face în viața oamenilor acestora, încât să le dea o rugăciune sinceră față de Dumnezeu. Ce credeți? Măcar atâta lucru să facă Duhul Sfânt. Dacă credem în lucrarea Duhului Sfânt, în prezența Duhului Sfânt atunci când se predică Evanghelia adevărată a Domnului Iisus Hristos, oare nu credem noi că Duhul Sfânt măcar atâta poate să facă? Apoi, al doilea meu argument este următorul. Și când vă uitați la... Sunt atâtea exemple biblice în care toți oamenii care s-au întâlnit adevărat cu Domnul Iisus Hristos n-au fost mediați de nimeni. Nimeni nu a spus, fii atent, că stai că Domnul Iisus trebuie să repetă după mine, spune asta. Crezi că Domnul Iisus ar fi primit așa ceva? Dar ce, omul nu poate omul să aibă el o interacțiune directă cu Domnul Iisus Hristos? Trebuie să fie cineva care să-l învețe să repete ca papagalul anumite formule? Toate exemplele din Sfânta Scriptură, toate exemplele, nu găsiți nicio excepție. Oamenii au dialogat, au interacționat direct cu Dumnezeu sau cu Domnul Iisus Hristos. S-a dus la templu, s-a bătut în piept, Doamne, ai milă de mine păcătos. Domnul zice, s-a dus acasă să o cotine prihănit. Stă tâlharul de pe cruce, Doamne, aduce aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce e așa complicat? Nu l-a pus Maria, nu l-au sfătuit apostolii, cum să spună rugăciunea. A spus-o cum a fost el călăuzit atunci de Dumnezeu. Toate exemplele. Fiul risipitor își face pe drum poezia lui cu rugăciunea. Ajunge acasă, spune numai jumătate din ea, tata îl primește. Întoarcerea la Dumnezeu, sinceritatea inimii, lucrarea care era deja în inima acestui om și acestor oameni a fost ceea ce a contat cu adevărat. Apoi, se promovează această doctrină a Harului Prealabil. Este un alt argument. Oamenii zic în felul următor. Eu nu cred în lucrul ăsta, dar oamenii zic în felul următor. Este o doctrină a Harului Prealabil, cum am vorbit data trecută, biblică, dar una nebiblică. Unii zic, este un har care e dat la toți oamenii, de pretutindeni. Bun? Și toți oamenii sunt abilitați într-un anume sens și înclinați să vină la Dumnezeu. Toți fără excepție. Eu zic, dacă lucrul ăsta e adevărat, harul ăla prealabil de care zici tu că e dat la toată lumea, ca să se poată întoarce toți la Dumnezeu, măcar atâta lucru au făcut în viața lor, să poată ăștia să spună trei cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Nu se pune să repete după mine anumite lucruri. Măcar atâta lucru să fi făcut harul ăla care l-a primit omul. Nu, adică mă împinge harul către Dumnezeu, ajung înaintea lui Dumnezeu, oare ce trebuie să fac acum? Și apoi un alt argument foarte important, spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, căutați dumneavoastră, s-a auzit deja mesaj pe textul acela, toți cei care vin la Fiul sunt învățați de Tatăl. Este o lucrare precisă, exclusivă a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața tuturor acelora care sunt atrași la Tatăl. Ei sunt învățați de Tatăl, știu ce să vorbească cu Tatăl. Și mă uit la oamenii aceștia. De fapt, ăsta e cel mai bun argument al meu. Ne coborând sub nivelul păgânilor. Dacă păgânii ăștia au știut cum să interacționeze cu Dumnezeu, ce să comunice înaintea lui Dumnezeu, cu atâta mai mult vom ști și știu oamenii astăzi care se află în această perioadă în care e atâta informație și atâta cunoaștere. Pentru mine personal, vă spun, pentru mine ar fi o jignire. Deci eu să vină cineva și să-mi spună, mă, fii atent, ca să vină Domnul Iisus în inima ta, să te convertești, trebuie să repeți asta după mine. Pentru mine ar fi o jignire. Adică, mă, eu nu știu care e problema mea. Adică dacă eu am predicat Evanghelia 50-60 de minute și n-am spus povești, și am spus Evanghelia curată a Domnului Iisus Hristos și am înțeles că-s vinovat, că-s condamnat, că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, că El poate să mă ierte de păcate, atâta lucru știu și eu să spun care e problema mea și ce vreau să se întâmple în viața mea. Nu trebuie să mă pui tu să repet după tine formulele tale. Da? Dar părerea mea este că această practică pe care am accentuat-o puțin acum promovează un fel de sacramentalism. Știți, catolicii cred că atunci când sunt elementele, așa cum le văd ei, la cina Domnului și preotul rostește binecuvântarea, la propriu se transformă în trupul și în sângele Domnului. Cam așa cred eu că cred unii evanghelici cu rugăciunea asta a păcătosului și alte rugăciuni, că sunt mai multe formule și sunt foarte practicate. Să practică pe scară largă în aceste, așa zise, cruciade de evangelizare și așa mai departe. Oamenii cred că se cred un fel de mijlocitori din ăștia care atunci când rostește el rugăciunea păcătosului și ăla rostește după el, automat
să produce nașterea din nou. Că după aceea, fără excepție, scrie, poți să-i dai verdictul. Omul zice, dar nu simt nimica. Asta e necredință? Tu crede că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă, nicăieri nu spune Biblia că dacă o spusă la formula, se întâmplă ceva. Deci nu suntem preoți catolici care îi punem pe ăștia să repete formule după noi și credem că se întâmplă ceva, automat. Da? Acum noi credem într-o lucrare a Duhului Sfânt care produce nașterea din nou și care contează cu adevărat. Da? Am văzut această capitulare, comuniunea cu Dumnezeu, intrarea în rugăciune, în comuniune reală cu Dumnezeu. Apoi este o curățire care are loc aici, foarte important, spune Scriptura. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare. Cum spunea fratele Mihai într-o altă duminică, nu vreau să fac niciun fel de aplicație în asta, aruncă-l pe Iona din barca vieții tale sau alte lucruri de felul ăsta, da? Dar într-un fel trebuie să-l arunci pe Iona, știi, din barca vieții tale. În ce sens? Este un principiu aici. Problema lui Dumnezeu cu oamenii ăștia era Iona acolo, da? Soluția era scoate-l pe Iona afară, da? Principiul este următorul. Dumnezeu avea problemă cu un lucru. Lucrul cu care avea problemă Dumnezeu trebuia dat afară. Dumnezeu are probleme cu anumite lucruri din viața noastră. Lucruri cu care are Dumnezeu probleme din viața noastră trebuie date afară, scurt pe doi. Oricare ar fi lucrul acela. Oricare ar fi lucrul acela. Însă poate să există o confuzie. Am auzit oameni care spun, domnule, da, de acord cu ce spui tu, asta înseamnă că eu nu sunt pregătit să vin la Domnul Iisus Hristos. De ce? Că mai am anumite păcate în viața mea. Da? Asta este o problemă foarte gravă să gândești lucrurile în felul acesta, pentru că e ca și cum ai pune, după cum zice românul, căruța înaintea cailor, da? Sau carul înaintea boilor. Eu nu vin la Hristos fără păcatele mele. Ascultați-mă bine, eu nu vin la Hristos fără păcatele mele. Tocmai de aia vin la Hristos. Că am păcate. Deci eu nu mă eliberez pe mine însumi de păcat înainte să vin la Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, dacă Fiul vă va face slobos sau liberi, veți fi slobos. Eu nu mă slobozesc pe mine însumi înainte să vin la Domnul Iisus Hristos ca o precondiție să fiu primit de Domnul Iisus Hristos. Adică, Doamne, am venit, îs curat, am venit. Băi, de ce mai venit dacă ești curat? Numai ca să vii așa ca la preot să sesizeze curățirea de lepră sau care? Nu! Fiul mă face slobod. Dar când eu vin la Hristos deja cu păcatele mele și cu conștientizarea faptului că numai El mă poate elibera și cu dorința de a fi eliberat, deja este un semn al lucrării Duhului Sfânt în viața mea. Pentru că niciun om nu vine așa la Hristos fără Duhul Sfânt. Niciun om nu vine, Doamne, vreau din toată inima să mă scap din păcat. Niciun om nu face lucrul acesta. Omului plac păcatele. Când fac lucrul acesta, fac pentru că este deja o lucrare a lui Dumnezeu în viața mea. Vin la Hristos ca El să mă elibereze. Dar întâlnirea cu Hristos sau în întâlnirea cu Hristos, sigur se întâmplă asta. Curățirea de păcat. Eliberarea de păcat. Renunțarea la căile vechi, la obiceiurile vechi, la tradițiile vechi, la umblarea veche, la trăirea veche, la viața veche. Sigur există asta. Fără doar și poate. Există o curățire a vieții. O curățire a vieții în întâlnirea cu Hristos. Nu înainte de întâlnirea cu Hristos. Pentru că am întâlnit oameni care spun, Domnule, mă pot lăsa de țigară. Dacă mă lăs de țigară, promit că mă pocăiesc. Vine la adunare de mulți ani de zile. Nu mă pot lăsa de nu știu ce. Vine la adunare de mulți ani de zile. Unii au intrat la cor, cântă în cor, cântă nu mai știu unde. Dar nu s-au lăsat de ceva și pentru asta, zice, pentru asta nu mă botez încă nu. Mai am câteva lucruri. Și trece viața și tot el mai are câteva lucruri. Hristos face ele. Aici e problema. El crede că se poate elibera fără Hristos. Și lucrul acesta este imposibil. Este imposibil. De fapt, asta ne-ar face meritoși înaintea lui Dumnezeu, nu? Doamne, uite, am venit cu haina curată. Am fost murdari, ne-am curățit și acum am venit la tine. Ca să ce? Ce să mai facă Hristos? A, numai să dai semnătura. Curat. Rezolvată problema. În întâlnirea cu Hristos renunțăm la aceste păcate. Apoi, după curățirea aceasta, vedem la ei o frică de Domnul. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Această frică de Domnul, este acea conștientizare profundă a prezenței lui Dumnezeu care ne face să ne purtăm diferit în toate sferele, în toate domeniile, în toate relațiile vieții noastre. Asta e frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, întotdeauna în Sfânta Scriptură, dați un search într-o concordanță, căutați într-o carte unde vreți dumneavoastră, frica de Domnul totdeauna duce la o altă viață.
Adică conștientizez într-o asemenea măsură prezența lui Dumnezeu. Nu mă pot scăpa de prezența lui Dumnezeu când am ieșit din biserică. Frica lui Dumnezeu înseamnă că conștientizarea prezenței lui Dumnezeu mă urmărește oriunde. Și când număr banii aia care au o grămadă de microbi, ei în mâna mea nu se transformă în bani murdari. Eu îi număr cu conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Și când semnez un act, îl semnez cu conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Și când sunt acasă, și când la școală, și când sunt singur, și când călătoresc departe și nu mă vede nimeni, eu sunt totdeauna cu un sentiment, cu o conștientizare profundă a prezenței, a existenței lui Dumnezeu. S-a terminat, uitați, foarte frumos lucrul acesta. Mai înainte s-au tremurat de mare, de vreo două ori, spunea scriitorul, dar aici spune scriptura foarte frumos aici, zice, după ce furia mării s-a potolit și imediat după aceea spune, și pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul. Nu le-a mai fost frică de mare, nu au mai fost terorizați de ce poate să le facă de Dumnezeu, toate lucrurile s-au limpezit acum. Acum este o frică de Dumnezeu profundă, autentică, adevărată. Ei nu se tem de ce face Dumnezeu cu mare acum, ci se tem de persoana lui Dumnezeu. El văd pe Dumnezeu. Vedeți, sunt foarte multe evenimente în care îl vedem pe Dumnezeu în acțiune. Dumnezeu, de fapt, vrea să descopere pe sine. Nu vrea Dumnezeu să facă, a, ce stare să facă Dumnezeu ăsta. Nu, ci să ajung la niște concluzii corecte despre Dumnezeu. Să-L contemplu pe Dumnezeu. Să înțeleg sfințenia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, omniprezența lui Dumnezeu, omnisciența lui Dumnezeu, măreția, slava lui Dumnezeu. Asta este scopul. Să ajung să văd pe Dumnezeu în acțiunile lui Dumnezeu. În acțiunile lui Dumnezeu. Și eu vă întreb pe dumneavoastră dacă vedeți în jurul dumneavoastră, în lumea religioasă. Nu mă refer la religiile tradiționale. Ne uităm la curtea noastră acum, cum se spune, la ograda noastră. Vedeți dumneavoastră frică de Dumnezeu? Parcă a dispărut total sentimentul ăsta sacrului. Parcă totul e profan acum, totul e obișnuit. Jertfa Domnului obișnuită, predicarea obișnuită, Biblia obișnuită, adunarea obișnuită, pentru că oamenii fac lucruri obișnuite. Se vede o pierdere, ai putea să spui, dar asta ar trebui să fie scris pe frontispiciul la cele mai multe biserici, Icabod. Nu mai este slavă Domnului, nu mai este nicio frică de Dumnezeu, nicio reverență față de Dumnezeu, nicio conștientizare a prezenței lui Dumnezeu. Facem așa, ca niște formule, ca niște programe, facem lucrurile, mergem înainte. Unde e reverența de Dumnezeu? Unde e slava lui Dumnezeu? Unde e gloria lui Dumnezeu revelată în viețile oamenilor și oamenii să fie marcați de lucrul acesta? Și nu mă refer la ceva excepțional care s-a întâmplat în trezirile autentice, spirituale. Nu la asta mă refer. Mă refer la ceva mai obișnuit, dar ceva real, ceva profund, ceva care să marcheze oamenii. Cum s-a întâmplat în locul acesta? Nu ne putem aștepta la acest lucru decât dacă ajungem ca oamenii aceștia să vedem frumusețea acestui Dumnezeu pe care l-au văzut ei și pe care l-au cunoscut ei. Nu ne putem să vedem sentimentul ăsta. Că lucrurile merg în cascadă aici. Da? Oamenii aceștia ajung să vadă suveranitatea, sfințenia lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu și doar așa ajung să aibă frică de Dumnezeu. Eu vă spun, dacă 100 de ani de acum înainte am tot face cele mai tari concerte creștine în biserici, dacă am avea cele mai bine la pus puncte, grupe de copii, întâlniri cu tinerii, cele mai tari dezbateri posibile, nu știu ce mai face noi, ce lucruri extraordinare am mai face noi. N-ar exista nicio frică de Dumnezeu. Ascultați-mă, nicio frică de Dumnezeu. Până în punctul în care prin cuvântul lui Dumnezeu și prin lucrarea Duhului Sfânt este Dumnezeu scos din cuvântul lui Dumnezeu înaintea ochilor, inimii, oamenilor, până atunci nu va exista frică de Dumnezeu. Sub nicio formă. Sunt foarte multe lucruri bune pe care am putea să le facem, lucruri foarte bune, dar care sunt secundare și nu vor da rezultatul pe care îl dă doar cuvântul lui Dumnezeu, în care îl descoperim pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Asta este problema. Oare vor oamenii o asemenea reformă? E foarte simplă. Reformare după cuvântul lui Dumnezeu. Cum? Hai să-L descoperim pe Dumnezeu din cuvântul Lui. Asta? Păi unii strategiile alea, cărțile alea de leadership, de management bisericesc, unii sunt lucrurile alea, viziunea aia mare, planul ăla mare, cu privire la Biserica Domnului Iisus Hristos, împărăția aia, omule, noi ne gândeam la un imperiu, asta nu. Asta ai vrut să spui cu cuvântul, cu asta. Vezi de treabă. Frica de Domnul așa vine, cum a venit la oamenii aceștia. Apoi se vede Scriptura un accent pus aici pe ispășire, da? Pe ispășire.
au capitulat înaintea lui Dumnezeu, au comunicat cu Dumnezeu, s-a văzut această curățire, această frică de Dumnezeu și se vede un accent pus pe ispășire, da? Nu ne sunt date detalii în textul ăsta despre ce jertfă au adus ei de mulțumire, de ispășire. Nu știm multe lucruri, nu trecem peste ce este scris, însă vreau să subliniez principiul din spate. Principiul existența jertfei aici. Simplu principiu a existenței jertfei. Un accent pus pe jertfă. Am citit recent un articol superb. Superb despre Evanghelie. Superb. Însă știți ce lipsa din articol? Ispășirea. Lipsa ispășirea. Oamenii au început din nou să fie deranjați cum au fost deranjați când a ajuns în floare teologia liberală despre ispășirea Domnului Iisus. Cumva că Dumnezeu Tatăl ar fi un Dumnezeu care a făcut pruncucidere și a omorât fiul. Măi, exact asta a făcut. Ce bine ați nimerit-o. Deci voi știți despre ce vorbiți. Deci voi știți exact despre ce vorbiți. Exact asta a făcut. Numai că a făcut-o cu dorința lui, cu acceptul lui, cu voia lui, cu planul făcut din veșnicie în Sfânta Treime. A băut mânia lui Dumnezeu în paharul acela de bună voie, a purtat moartea noastră de bună voie. A satisfăcut dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu de bună voie. A satisfăcut cerințele legii de bună voie, a purtat pedeapsa mea de bună voie. Așa a vrut el. El și-a dat viața, el și-a luat-o înapoi, că era Dumnezeu. Oamenii au început să urască această ispășire. Și știi ce fac? Încep să vorbească despre jertfa Domnului Iisus, dar despre aspecte secundare ale jertfei Domnului Iisus. Jertfa Domnului a fost un exemplu. Este un exemplu extraordinar pentru noi. Este un exemplu extraordinar pentru noi. Dar ce să imiți tu când tu nu ești în păcat cu Dumnezeu? Ce să imiți tu din jertfa lui Hristos când tu nu ești în păcat cu Dumnezeu? Ce să imiți? Jertfa lui Dumnezeu a fost o biruință asupra răului. Foarte bine, e birui rău în viața ta. Rău pe care tu l-ai făcut este ispășit. Rău care e prins de natura ta este eliberat, este scos afară. Rău care îți domină viața este luat de peste viața ta prin jertfa Domnului Iisus. Așa, o fel de biruință de asta a unui rău, a unei forțe rele de undeva din univers. Hristos a birui rău. Egal cu zero. Când eu îți plin de rău, când eu sunt vinovat și rău, când rău e prins de natura mea, când eu trăiesc rău și într-o lume rea. Ce rol are ispășirea asta și Evanghelia aceasta? Apoi alții spun, și asta auzi între evanghelici, Dumnezeu n-ar fi drept, zic ei, ca pe oamenii aceia care n-au auzit niciodată de jertfa Domnului Iisus Hristos să-i trimită în iad. Însă vedeți din Sfânta Scriptură, chiar de pe primele pagini a Sfântei Scripturii, Dumnezeu a lăsat pe pământ această revelație că prin jertfă sunt acoperite păcatele. A lăsat lucrul acesta imediat după păcatul lui Adam și Eva. Au înțeles lucrul acesta și Cain și Abel. Și au înțeles oamenii de-a lungul timpului. Și aș vrea să vă spun, și păgânii, cei mai înapoiați păgâni din lume au înțeles ideea jertfei. Nu zic că au fost mântuiți prin jertfele pe care le-au adus, dar au înțeles ideea jertfei. Pentru că vedeți, în cele mai multe religii se practică anumite jertfe, anumit sistem sacrificial. Și zic oamenii, vezi, creștinismul nu e cu nimica mai bun, sau iudaismul, că ideea asta de jertfe e pretutindeni în lume, asta nu e o revelație a lui Dumnezeu. Nu este adevărat. Oamenii au înțeles mental, intelectual, au înțeles conștiința lor într-un fel, au înțeles, domnule, trebuie sacrifica ceva. Faptul că Satana i-a pervertit atât de mult încât i-au stricat această revelație, acest principiu al jertfei și al sacrificiului, nu înseamnă că principiul sacrificiului nu este real. Și nu înseamnă că creștinismul sau iudaismul este ca orice altă religie. Ci înseamnă că există un principiu revelat de Dumnezeu din Geneza, că nu ba prin jertfă ne sunt iertate păcatele sau acoperite păcatele, iertate în jertfa Domnului Iisus Hristos, și că oamenii de-a lungul timpului au pervertit această revelație a lui Dumnezeu. Și au stricat-o și au început să jertfească copiii, și au început să jertfească oameni, și au început să facă jertfe după capul și după mintea lor. Dar aspectul sacrificiului, substituției a înlocuitorului prin jertfă a fost prezent și revelat de cuvântul lui Dumnezeu. Și Evanghelia fără ispășire nu mai este Evanghelie. Sau, dacă vrei să o numești Evanghelie, numește-o ca Apostolul Pavel o altă Evanghelie. Dom'le, nu spune că predici Evanghelia când tu nu mai predici Evanghelia clasică, da, biblică, apostolică, reformată. Spune, noi avem o altă Evanghelie. Uite care e Evanghelia noastră. Foarte bine, măcar să știm din ce faci parte. Și în final și încheie această seară cu următorul cuvânt. Oamenii acestea se consacră. Spune că i-au făcut juruințe.
A face juruințe lui Dumnezeu după evenimentul acesta și a face juruințe în general lui Dumnezeu înseamnă arătarea sufletului tău sau dorinței tale de a-L urma pe Dumnezeu, a arăta că ești hotărât să faci lucruri altfel. Ce juruințe să-i fi făcut lui Dumnezeu decât să facă lucruri după voia lui Dumnezeu? Și am auzit de multe ori predicându-se și spunându-se în adunări că nu-i bine să faci juruințe și să citează din Sfânta Scriptură unde spune decât să faci juruințe să nu-L împlinești, de ce să te faci vinovat de păcat înaintea lui Dumnezeu? Nu, mai bine nu faci juruințele. Însă eu spun un lucru, dacă faci juruințe și nu le împlinești, ai fost nesincer sau ai fost inconștient de juruințele pe care le-ai făcut. Dar dacă niciodată nu faci juruințe, arăți cât de nesincer ești înaintea lui Dumnezeu, dacă pretinzi că ești copilul lui Dumnezeu și niciodată nu ți-ai hotărât și promisiuni înaintea lui Dumnezeu ca să trăiești altfel. Nu? Adică și dacă nu am hotărâri arătate prin juruințe sau dorințe arătate prin juruințe și promisiuni înaintea lui Dumnezeu, arăt exact același lucru. Doar ești neconvertit, nu promii nimic înaintea lui Dumnezeu, că nici n-am de gând să fac. Da? A face juruință este același lucru cu a te hotărâi, cu a te decide, cu a fi determinat prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrarea Cuvântului, prin lucrarea metodelor Harului în viețile noastre care sunt puse la îndemână de Dumnezeu, arăt că acestea sunt active în viața mea și determinat și hotărât și decis total să merg pe calea lui Dumnezeu. De asta promit. Doamne, vreau să fac lucrurile altfel. Știu că depinde de tine, voi face tot ce ține de mine, îți doritor să trăiesc după cuvântul tău, să depinde toate metodele Harului pe care tu mi le-ai pus la dispoziție, dar asta vreau eu să fac. Nu spun, a, noi nu facem promisiuni că nu le putem ține. Ok, dar și a nu le face este un lucru la fel de vinovat. Adică a nu hotărâ. Pleci în seara asta de ce? Ai auzit un cuvânt despre convertire. A, eu nu sunt convertit adevărat. Da. Eu adică să promit că o să mă întorc la Dumnezeu, mai bine nu promit nimica. N-am înțeles ce e așa grozav în lucrul ăsta. Că tot o promisiune ai făcut. Hotărâ să nu fac o promisiune că mă întorc la Dumnezeu. Ce e bun lucrul ăsta? Cu ce e mai bun lucrul ăsta decât a spune că te întorci la Dumnezeu și nu te întorci? Nu aceeași destinație. Exact aceeași destinație, nu? Exact aceeași destinație. Principiul pe care vreau să subliniez este că un om care se întoarce la Dumnezeu, care se convertește, se consacră lui Dumnezeu. Da? Este hotărât să dă lui Dumnezeu, este hotărât să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și închei cu câteva întrebări. Prima întrebare, cea mai importantă, este dacă te-ai întors la Dumnezeu după Biblie. Asta e cea mai importantă întrebare. Asta e întrebare pentru mine și este întrebare și pentru dumneavoastră. Te-ai întors și m-am întors la Dumnezeu după Biblie? Numă tehnici, metode omenești, dacă m-am întors la Dumnezeu după Sfânta Scriptură. Asta e cea mai importantă întrebare. Dacă mă uit în Biblie și mă uit la felul în care s-au întors tâlharul de pe cruce, fiul risipitor, apostolul Pavel, toți oamenii care sunt prezentați în Scriptură ca oameni care s-au întors la Dumnezeu, întrebarea este dacă m-am întors la Dumnezeu așa. Nu altfel, așa. A doua întrebare pe care vreau să vă pun în cheie este dacă suntem cumva prinși de vraja numerelor sau vrem să vedem oameni cu adevărat schimbați. Știți întrebarea? Bă, ați botezat pe careva? Citez un profet în viață. Decât să botez, dragi, mai bine botez copii. Știți? Eu sunt baptist, nu mă împingeți până acolo. Știți? Adică este o vrajă din asta numerilor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La un moment dat a fost un scandal în evanghelist că nu au făcut ăștia numerele bine. A spus, bă, stai că noi am văzut mai puțin decât ai văzut tu. Hai că voi ați declarat atâta, acum ne certăm cât am văzut și cât n-am văzut. Mă, întrebarea e dacă oamenii ați plineva pe acolo, prin adunare. Nu câte mâini am văzut pe sus. Asta este o întrebare și pentru noi, să știți, apăsătoare la un moment dat. Suntem cumva prinși de vraja numerelor sau ne dorim cu adevărat să vedem oameni convertiți, schimbați, transformați cu adevărat? Să zic, decât să am 100 de oameni auto-înșelați care se duc în iad și să nu mai am unde să-i țin în adunare, să trebuie să fac o clădire mare pentru ei și din adunare să se ducă în iad, mai bine am unul singur care e întors la Dumnezeu cu adevărat și merge în împărăția lui Dumnezeu. Nu mă înțelegeți greșit, aș vrea 100, aș vrea 1000, aș vrea pe toți. Asta e problema. Dacă mă pui să aleg din astea două variante, din niște fiai gene pe care să-i îmbăi, să-i pun în registrul bisericii, să am numai un sfert din ei în adunare, prefer să am unul. De adevăratele. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Să ne ferească Dumnezeu de această vrajă a numerilor. Apoi a treia întrebare pe care vreau să o pun este următoarea. Compromitem cumva chemarea Evangheliei doar pentru a nu-i deranja pe falși convertiți? Chemarea Evangheliei și Evanghelia în sine este o chemare pentru noi. Să ne convertim într-un anume fel. Să ne întoarcem la Dumnezeu într-un anume fel. Evanghelia ne spune și cum să ne întoarcem la Dumnezeu. Numai să ne întoarcem la Dumnezeu.
Și ni se arată în toate Sfânta Scriptură și în Vechiul Testament și în Noul Testament cum să ne întoarcem la Dumnezeu. Știți care e problema? Ne întâlnim deseori cu anumiți oameni și ne temem, vedem că nu s-au întors la Dumnezeu cu adevărat. Ne temem să-i jignim. Și tratăm ca și cum ar fi întoși la Dumnezeu cu adevărat. O să am și eu copiii mari. Unii dintre dumneavoastră îi aveți deja mari. Vine vârsta când trebuie să boteze, nu? Trebuie să boteze. La cât să botează? Nu știu. Și parcă ești ispitit, bă, uite, băieții s-au botezat, fetele alea s-au botezat, la noi așa, v-am mai zis, era lotul. A ajuns lotul la vârstă, pum, la apă cu ei, nici nu se discuta. Și s-ar putea ca părinte așa să te simți cumva, bă, dar băiatul meu deja are 19, are 20, lumea s-a uitat cumva la mine ăsta. Și ești ispitit, poate să compromiți cumva chemarea Evangheliei. Să compromiți cumva aspectul acesta al convertirii. Este o blestemăție, pur și simplu. Să permiți să, cel puțin verbal, că nu poți obliga pe nimeni să boteze, da? Sau să întoarcă mintea lui la Dumnezeu, crede el că se întoarce la Dumnezeu. Dar să încuvințezi, să spui, da, e bine, sunt mulțumit, e bine, mergi înainte. Este o nenorocire lucrul acesta. Se face peste tot, dar este o nenorocire. Suntem chemați să nu compromitem Evanghelia nici în chemarea ei. Nu doar în esența ei. Nu doar când vorbim despre Hristos, nici în chemarea ei. Și ultima întrebare, oare încercăm un soi de ecumenism, un soi de ecumenism, diluând aspectele mai colțuroase ale Evangheliei sau ale convertirii? Dom'le, toți suntem așa, într-un fel. Noi vorbim acum despre evanghelici, despre protestanți sau neoprotestanți. Dar ca să facem lucrul acesta, de multe ori trebuie să mai tăiem din... Bă, asta e cam colțuroasă treaba asta. Aici toți ne ținem de noi de chestiile astea fixe. Vezi, când ajungem la Evanghelie, aici e primul lucru. Când ajungem la Evanghelie, niciodată nu trebuie să compromitem nici cel mai mic aspect din ea. S-ar putea să mergem azi extraordinar, să aibă o expunere, domnule, extraordinară despre creație, despre cădere, despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Și când ajunge la convertire, să mai taie o leacă, să se potrivească, da? Să se potrivească cu consensul general al evanghelicilor care nu cunosc Sfânta Scriptură. Suntem chemați să predicăm Evanghelia cum ne-o cere Dumnezeu și uneori să sacrificăm chiar relații, să știți. Să sacrificăm chiar relații. Știi că oamenii, bă, dacă tu asta crezi, eu nu te mai chem. Tată, Domnul Iisus cu tine și Domnul să te lumineze. Asta e. Mi-ar fi plăcut poate să colaborăm. Mi-ar fi plăcut să avem anumite relații. Asta este. Este un fel de ecumenism din ăsta care să răspundești așa ușor? Hai să trecem peste aspectele mai așa. Fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu, ne spălăm așa cumva pe mâini și mergem înainte. Nu merge. Pentru că este un aspect fundamental. Dumnezeu să ne deschidă ochii și să ne ajute în practica noastră de evangelizare, de sfătuirea altora, de colaborare, să înțelegem și acest aspect foarte important al întoarcerii la Dumnezeu, al convertirii. Amin.